astăzi voi testa mituri din filme în GTA 5. Așa că nu uitați tu să spargi butonul de like și bineînțeles te abonezi dacă n-ai făcut-o până acum și hai să vedem care este primul mit. În filmele cu Spider-Man, el poate să oprească trenul de unul singur. În momentul de față vine trenul și trebuie să ne activăm aici simțurile și hai să vedem dacă funcționează. Oprește-te, oprește-te! Stai așa că m-am urcat pe el! Bă, stai bă că nu mă refeream la asta. Acum, oprește-te! Bă, stai ce? Ok, deci aparent nu pot să-l opresc, dar m-am pus în fața lui. Bă, oprește-te mă! Stai așa, reușim? Nu! Ok, aparent nu prea funcționează. Acum să vă spun vouă, mitul este fals aparent. De obicei în filme, băieții ăia șmecheri nu se uită la explozii niciodată. Astăzi sunt și eu ăla șmecher și o să mergem și noi așa cu spatele, nu mai ne contează, nu ne uităm la explozii și pur și simplu, bă, chiar arată tare. Adică, pe bune, chiar arată chiar tare, deci da, mitul este adevărat. Acum chiar că sunt ăla șmecher, dar... Mare explozie ce a fost aici, băieți. Într-o mulțime de filme, observăm că este destul de simplu să spargi un safe. Dar o fi la fel de ușor și în GTA 5, I mean, am găsit aici un safe, dar cât de ușor este să-l spargem? Hai să încercăm. Punem și noi aici niște stick bomb din astea ca să ne asigurăm că îl deschidem, că dacă nu e destul de nasol, da, mai putem să tragem și noi puțin în el pe aici, să nu tragem în ăsta. Uite, din gloanțe, nu prea se deschide ca idee așa și să tragem oare cu ceva rocket la launcher. Bă, cred că ar fi o idee destul de bună. Sau să detonăm astea prima dată. Hai să încercăm. Prima dată ne punem aici, lângă perete. Nu știu ce șanse avem, dar hai. 3, 2, 1... Ok, da. Păi singura chestie care s-a mișcat e stingătorul ăsta de pe aici, de pe jos, din câte vedeți. Ăsta e singurul. Și aici nu văd nimic, decât ce să aleg, bă, gloanțe, astea așa? Habar n-am ce sunt. Și dacă încercăm aici și cu RPG-ul, habar n-am. Dacă credeți voi că avem șanse, scrieți în comentarii. Pam! Una. Bine, n-a mers din prima, dar din a doua? Nici din a doua. Ok, și din a treia? Ok, aparent nici din a treia. Deci, practic, nu prea funcționează. Nici dacă tragem, nu? Da, nici cu ăsta, cu miniganul. Ia să vedem, așa trebuie să funcționeze. Bă, nu se mișcă deloc, vă zic sincer. Nu se mișcă deloc și decât să ne mințim unii pe alții, da, mitul este fals. Și eu nu înțeleg cum fac ăștia în filme. În filmele Spider-Man, Spider-Man se poate cățăra pe clădiri ca și un paianjen și poate și să alerge pe ele. Poate să facă asta și în GTA 5. Hai să vedem și... Aparent am văzut eu ceva, nu pot să cred. Bă, chiar se urcă așa. What? Și poate să... Wow, bro, nu pot să cred așa ceva. Deci el efectiv aleargă pe clădiri. What? Ia uite-l, bă, bă, ce face ăsta, bă? Nu pot să cred așa ceva. Bă, Spider-Man, tu chiar poți să faci așa ceva și în GTA 5? Oh my god, bă, nu pot să cred așa ceva. Deci mitul este adevărat? Wow, asta chiar e tare. În filmele Matrix, ei se feresc de gloanțe. O fi atât de ușor? Avem aici un domn de la SWAT și nu, o să încercăm acum. Deci trebuie să le enervăm prima dată, nu? Opa, bă, stai, bă, ăsta dă cu pumnii. Bă, stai, bă, șobolane, bă, nu da cu pumnii. Da, cred că n-are pistolă, în fine. Aici este plin de poliție, hai să vedem. Uite polițistul, opa, uite, mă duc stânga-dreapta. Stai așa, cu ăsta încercăm, bă. Bă, stai așa, să vedem. Deci eu m-am ferit. Nu, m-am nimerit. Bă, uite câte glonțe mi-a dat ăsta. Bă, stai așa. Mai încercăm. Nu e corect, sunt prea mulți. Bă, stai așa. Încercăm încă puțin. Nu. Da, mitul este fals. Ăștia încă trag în mine aici. În film, Spider-Man o salvează pe Gwen după ce cade de pe o clădire. O avem aici pe Gwen și am ales și clădirea ca în cazul în care cade, bă, să tot cadă. Bă, ca idee. Însă, hai să o împingem și noi. Sau de fapt să cadă ca idee și să vedem care este ideea. Ceva de... Bă, Gwen, hai să o salvăm! Bă, asta, bă, Spider-Man, salvează-o! Aoleu! Ceea ce vreau eu să spun este că ea o să cadă pentru că așa vrea ea să cadă și acum trebuie să ne ducem după ea. Nu! Am prins-o! Cred că am prins-o! Nu pot să cred! Vine aici! Ba, pânza! Da, cred că a prins-o pământul. Na, uite și pe ăsta, bă. Bă, băiatule, bă, ce-ai, bă? Uite-l pe domnul aici, bă. Bă, ce-ai, mă, ești așa nervos? Doamne, mă, că te leg aici de perete cu pânza de pe engine. Da, bă, n-ai cum să o salvezi pe Gwen în GTA 5, deci mitul este fals. În filmul The Dark Knight Rises, Joker a încercat să explodeze spitalul, dar n-a funcționat de prima dată. În momentul de față am pus peste tot numai C4, numai explozibil și dacă apăsăm pe butonașul magic, să zic eu așa, ei bine, în 3, 2, 1...
Aparent la noi a funcționat, deci mitul este fals, Joker poate să facă asta din prima. În filmul Get Out, bunicul aleargă spre caracterul principal foarte repede, iar în ultima secundă el se întoarce și continuă să alerge. Îl avem în fața noastră pe Bane de la Los Santos Custom și noi ne vom duce și în ultima secundă... l-am dat pe jos. Nu, Bane, stai cu minte, stai, no, stai, bă, nu da, nu fi băiat rău, că ne supărăm, bă. Gata. Dacă s-a supărat Benny pe noi, hai să încercăm cu domnul acesta. Deci ne ducem cu viteză și după aia dintr-o dată ne întoarcem. Bă, da, nu prea merge. Deci în GTA 5 nu funcționează acest lucru. Nu știu, cred că are super puterea ala din film. În filmul Casino Royale cu agentul 007, el se luptă cu cineva urcat pe o macară și nu cade de acolo. Nu mă întrebați de ce vreau să mă bat cu Venom, dar da, ați putea să sparge butonul așa de like dacă credeți că-l bat. Bă, vino mă încoa. Ia vino aici. Bă, stai să ri, doamne! Nu pot să cred. Aoleu. Bă, se punem că am câștigat lupta, toamne. Problema este alta. În GTA 5, chiar dacă sunt pe această macară, efectiv nu mă las. Adică pot să stau în gardă, dar nu pot să dau cu pumnul. Efectiv nu pot să fac absolut nimic. Adică nu pot să atac pe nimeni aici. Deci înseamnă că dacă este locul prea mic, nu ai cum să te bați din motive de siguranță. Ar fi și asta ceva, dar mitul este fals. Adică nu puteai. În Titanic, după scufundarea vasului, ei au încercat să stea la suprafață urcați pe o ușă. Deci să zicem că acum s-a scufundat și vasul nostru, doamne ferește, și încercăm să ne urcăm pe ușa asta. Oare rămâne cu noi? Bă! Nu pot să cred. Deci efectiv, ia stai așa că am căzut de pe ea. Deci acum eu nu mai mă duc la fund? Nu pot să cred. Deci efectiv nu ne scufundăm, bro. Uite cât de tare. Deci efectiv mă urc pe această ușă și stau aici ca the big boss. Mamă cât de șmecher, deci mă salvez aici. Dar dacă s-ar urca două persoane? Bă, aparent în GTA 5 nu te scufăți nici dacă stai doi pe ușă. What? Uite, doamna asta aici lângă mine, sărmâna roană și na. Dar bineînțeles că o dăm și noi de aici jos. Ia, dă-te jos. Păi ce facem? Stăm pe ușă? Păi da. Dar în fine, mitul este adevărat. O să poți să stai pe o ușă în cazul în care se scufundă vasul tău în GTA 5, da? În Fast and Furious 7, ei au sărit cu un supercar de pe un zgârie nor pe alt zgârie nor. N-am o părere bună despre asta, dar hai să încercăm. Deși, mamă, n-a sărit nici măcar peste asta. Haide, știu că poți. Du-te! Mamă, a sărit peste asta, nu pot să cred! Mă! Ok, n-am ajuns noi atât de bine, dar totuși... Du-te! Mamă, a sărit peste el, bă! Hai, mă, frate, că trebuie să meargă, du-te! Dar de ce nu te duci pe ea? Doamne, cât de greu e! Bă, du-te, mă, și aterizi! Bine, mă, bine, sar și... Aoleu! Nu, gata, ok, am aterizat bine. Acum pune-te pe picioare și efectiv mitul este adevărat, bă. Doamne, ei au reușit în film și noi de-abia reușim aici, în GTA 5. În filmul Forrest Gump, actorul aleargă în continuu fără să obosească efectiv peste tot. Ce, bă, poți să alerg și așa în GTA în continuu? O, salutare, doamne, hai că ne ducem așa de aici direct. Bă, la cât am alergat, scăpam și de poliție dacă mă urmărea, deci eu zic că funcționează. Nu obosești nici în GTA 5 dacă alergi așa de nebună. În filmul Zombieland, aparent trebuie să tragi de două ori într-un zombie ca să îl omori definitiv. Avem și noi un zombalău aici care pare destul de liniștit el așa și hai să vedem cam câte gloanțe avem nevoie. Deci, 1, bă, ia stai, 1, aparent se mai ridică, bă, nu pot să cred, 2, nu pot să cred, am tras de două ori, 3. Ai, bă, hai mă, mă laș, am dat de 3 ori, mă laș. Nu pot să cred. Deci am tras de 2 ori și după aia numai a 3-a oară a funcționat. Bă, mitul cred că e fals. E adevărat, dar trebuie să tragi de 3 ori, nu de 2. Mă. Da, gen, dacă îi tragi una în cap, nu înseamnă că moare instant, că de obicei așa era în film. Ia să vedem, stai mă pe loc. Ok, aici n-are cum. Deci dacă și acum se mai trezea de aici, ai, gata, s-a dus și zombalou. Deci de 3 ori în corp sau una în căpățână. Eu zic că trebuie să încercați să-i dați headshot, că altfel nu funcționează cu zombalăii ăștia. Doamne, doamne, că riscăm și noi să fim aici infectați. Voi vă dați seama?